Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești. Astăzi am să spun câteva lucruri despre cărțile pentru copii. De foarte multe ori, adulții se necăjesc și refuză să mai dea copiilor cărți pentru că acestea le îndoaie, le rup, le mănâncă. Ce putem face atunci când citim cu bebelușul sau cu copilul mic? Nu ne naștem cititori, asta să pornim de la această idee și cititul este o deprindere care se formează în timp prin exercițiu. Copiii au nevoie de modele, de adulți care citesc în jurul lor, de oameni care au și ei grijă de cărți. În momentul în care citim cu un copil mic, nu îl învățăm doar lucruri, dar îl învățăm și să iubească cărțile și să iubească poveștile. Ce putem face pentru a-i învăța să aibă grijă de cărți? În momentul în care citim cu un copil mic, ei nu au noțiunea de a citi. După ce deschidem cartea, citim textul pe care îl avem pe pagină sau povestim pe marginea imaginilor pe care le avem și după ce am terminat de vorbit despre aceste două pagini, batem de două ori aici pe colțul paginii și spunem întoarcem pagina și întoarcem cu grijă pagina. Mergem mai departe cu povestea noastră, citim ce avem de citit sau povestim iar pe marginea a ceea ce vedem în ilustrații. Batem de două ori pe colțul acesta și spunem întoarce pagina și tot așa până la sfârșitul cărții. Și copilul va înțelege că cartea nu este un obiect care trebuie răsfoit sau citit pe repede înainte, ci că stăm, ne uităm la imagini, citim textul dacă citim sau vorbim despre ceea ce vedem și batem de două ori pe colțul paginii și întoarcem pagina. Sunt convinsă că dacă veți folosi acest truc, copiii vor avea puțin mai multă răbdare și vor înțelege cum să folosească cărțile. Dacă copiii nu au răbdare să asculte povestea pe care vreți să le-o citiți sau să le-o spuneți, este foarte posibil să nu fie potrivită pentru vârsta lor. Adecvați textul potrivit vârstei copiilor. Nu căutați povești cu text foarte lung pentru un copil foarte mic. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați aici jos, să dați like și cât de curând voi reveni cu un nou video. Numai bine!